Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit în cadrul unei noi ediții Important. Invitații noștri din această seară sunt domnul Vladimir Bolea, deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea blocului Acum, și domnul Fadei Nagacevski, avocat. Stimați domni, bună seara și ne bucurăm că ați revenit în platoul emisiunii Important. Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Mersi! Să începem de la despeculări sau să facem lumină acolo unde deja comentatorii politici nu au ezitat să-și aducă anumite expuneri, domnule Bolea. Și întrebarea vine dacă probabil ați trecut direct la elemente ce țin de campania electorală pentru alegerile locale, trecându-vă direct atenția pe problemele municipalității. Și fac trimitere la briefingul de presă de astăzi organizat cu domnul Iurie Reniță. Sigur nu. Deci, în primul rând, vreau să aduc aminte telespectatorilor că sunt deputat de pe circunscripția electorală 27 și sunt onorat și am fost ales de către cetățenii de la Buiucani. Domnul Reniță este Buiucani Centru. A fost o luptă interesantă, frumoasă, cu contracandidați Demn și Onești, dar noi am învins și noi am avut niște obligații luate, asumate în fața cetățenilor și nu are nicio treabă cu campania care o va urma municipală, mai mult ca atât, dacă să luăm așa, Republica Moldova permanentă este într-un fel de campanie și orice și atunci orice acțiune a unui om politic ar fi putut fi încadrată într-o campanie electorală. Eu nu candidez acum la nimic și îmi îndeplinesc pur și simplu obligațiile mele de serviciu. Deci noi vorbim despre niște construcții legale la nivel de sectorul Buiucani, la cererea cetățenilor am fost chemat și eu sunt sigur că fiecare deputat de pe circunscripție electorală la nivel de Republica Moldova ar trebui să reacționeze la fel. Noi nu lucrăm în locul administrației publice locale, dar noi încercăm să verificăm dacă nu au fost încălcate regulile, nu regulile, dar drepturile oamenilor, dreptul la viață, dreptul la o curte de joacă pentru copii, dreptul la sănătate, la un mediu sănătos împrejur, etc. După care, cu siguranță, intervenim ca niște mediatori între administrația publică locală, ajutăm, intermediem discuția între cetățeni și între administrația publică locală în remedierea unui șir întreg de probleme. Și atunci, în ce măsură, în agenda dumneavoastră politică promovată în perioada campaniei electorale, au fost vizate acele puncte la care ați făcut uz 100%, astăzi? 100%. Deci eu am avut ca și problematică identificată din procesul de colectare de semnături, erau construcțiile ilegale, noi vorbim despre problemele de mediu, vorbim și despre problemele de transport public urban. La etapa actuală, eu știu din discuțiile care le-am avut cu domnul Grozavu că la nivel de primărie a municipiului Chișinău se elaborează un proiect nou de dezvoltare a transportului urban. Cu siguranță când se vor începe consultările publice, mă voi implica împreună cu cetățenii ca un cetățean, că sunt și locuitor acestui urbe și mă interesează cu amendamente, cu tot ce putem face să-l valorificăm, să-l facem cât mai bun acest proiect nou de schimbare a, nu știu, dezvoltarea transportului public urban. Și inclusiv când vorbim despre problemele de mediu, nu știu dacă nu este om în municipiul Chișinău pe care nu l-ar interesa acest lucru. Că vorbim de spații verzi, că vorbim de scoaruri, că vorbim de curți interioare, toate sunt niște lucruri care ne face viața noastră de zi cu zi mai confortabilă sau mai puțin confortabilă. Deci astea sunt pistele de pe care noi ne-am pornit în activitatea noastră cu domnul Reniță. Bine, pe lângă aceste elemente de teorie și reflect repetat punctele incluse și în agenda dumneavoastră care ați promovat-o în campanie, și pentru că nimic nu ne mai uimește în acest joc politic care este adus publicului de către actorii principali care au trecut în noul Parlament, spuneți-ne în ce măsură dumneavoastră sunteți interesat De primărie sau de alegerile locale într-o a candidat sau nu. De primărie. Și de fapt a venit interesat, și informație de la telespectatori. Da, întrebarea. În exclusivitate, în calitate de alegător și cetățean a orașului Chișinău. Bine, de obicei este o ordine într-o rezolvare a problemelor într-un sens sau altul. De obicei este și o logică. Se rezolvă starea lucrurilor într-un segment, după care se tinde a trece în alt segment. În cazul ăsta iată, se trece și prin municipalitate, dar revin la primul aspect. Noi nu rezolvăm probleme în municipalității. Noi încercăm să ajutăm cetățenii. Bine, se aduc anumite apostrofuri în sensul ăsta, dar revin la prima poziție. Cât de bine este pusă la punct și în sensul dacă a fost rezolvată poziția blocului acum asociat Parlamentului propriu-zis, dacă rămân în opoziție sau
Deci la etapa actuală noi avem 3 jucători în Parlamentul Republicii Moldova care încă nu s-au decis nimic în ceea ce privește poziționarea lor, că sunt în opoziție. Noi nu avem format o majoritate parlamentară, deci în acest context noi nu te vorbi despre cineva că se află în opoziție cuiva. Da, deci noi avem niște 3 mari jucători. Ca unul din liderii sau la liderii blocului acum, când domnul Năstase comunica despre opțiunea opoziției, și contrapoziția când doamna Sandu comunica, dar cine a spus că noi vom sta la opoziție, de asta vin să și însum și să împărtășim și poziția dumneavoastră. Deci, logic, de punct de vedere juridic, nu putem vorbi despre opoziție atât timp cât nu există o majoritate parlamentară la etapa actuală. Și dacă vorbim despre ce a spus Andrei Năstase sau despre ce a spus Maia Sandu, și unul și altul au dreptate, pentru că în final poți să stai în opoziție să dormi în papuci sau poți să muncești în calitate de deputat fiind ales. Pentru că ai niște obligații de serviciu, ai niște obligații luate în mod direct de către tine în fața unor cetățeni care te-au votat, te-au delegat și tu trebuie să fii atât de bun ca să încerci și să reușești să rezolvi problemele lor. Ceea ce facem noi toți în calitatea noastră de deputați la etapa actuală. În ceea ce privește poziționarea noastră ca și partid sau ca bloc politic, dacă să vorbim despre aceste două fracțiuni politice în calitate de opoziție, este prematur, pentru că nu s-a format încă o majoritate parlamentară. Zic mersi pentru că am ajuns la această linie ce vizează gradul de consolidare a mesajului deputaților blocului acum. Am dat întrebarea cu substanță pentru a trece la următoarea vis-a-vis de iarăși cât de consolidat este mesajul și de ce vine atât de fragmentat sau într-un contradictoriu de multe ori, și am adus această întrebare și unor colegi de-ai dumneavoastră fiind prezenți la noi în emisiune și făcând trimitere la acea poziție pe care un lider al blocului acum comunică că nu avem ce comunica și pretinde a fi sistate dialogurile cu PSRM-ul, și alt lider al acestui aș bloc acum comunică nu, trebuie să se continue aceste discuții pentru că ați și văzut deja modul de interpretare și pe platformele de socializare și a comentatorilor și publicul ce se întâmplă în bloc și de ce nu vine un mesaj liniar în acest da. Sens. Deci, în general, ca și un politic, mie cel mai puțin îmi place să comentez declarațiile altor oameni politici. Nu, să vorbim despre mecanică. Mecanică, ok. Atunci să vorbim în felul următor. Un partid politic este puternic atunci când este format din foarte multe persoane cu caracter, voință, dar au aceleași principii și valori. Deci ideile pot fi diferite, metodele de lucru pot fi diferite, metodele de rezolvare a unor probleme pot fi diferite. Oamenii se unesc împrejurul unor principii și valori. Înțelegeți? Adică eu vreau să cred că noi avem 26 deputați cu caracter, cu personalitate, cu gânduri, cu idei, cu dragoste de țară, cu respect pentru oameni. Deci eu tind să cred că noi avem așa. Uniți în baza unor principii și valori, nu că celălalt din Parlament. Eu cred că toți sunt așa. Pentru că noi suntem aleși, delegați de către popor, aleși, votați pe sprânceană. Eu cred foarte mult că oamenii nu au votat răul cel mai mic sau etc. și au votat ce a fost cel mai bun, au ales, au numit, au trimis în Parlament. Noi punem prezumția aceasta. Eu am un respect deosebit pentru toți alegătorii și pentru toți cetățenii din Republica Moldova. Dar acest considerent, fiecare persoană are viziunea sa. Dar atunci când noi formăm un bloc politic, și toți 26, sau nu neapărat toți 26, sau pe bază de fracțiuni sau etc., și expun părerile lor diferite și la un moment dat se pune la vot, și asta este principiul de bază la unui sistem democratic, la vot, și dacă o majoritate au decis așa, înseamnă că minoritatea întotdeauna, în mod obligatoriu, se supune și promovează ideile în continuare. Adică până se pune la vot, fiecare persoană își poate spune părerea sa. După ce s-a pus la vot, fiecare persoană promovează mesajul comun al blocului acum sau există și această drept, în numele tău personal îți pui părerea ta personală, nefăcând trimitere, dar accentuând că este părerea ta personală referitor la această problemă, această soluție, etc. Deci asta este democratic, corect, prietenește, amical, colegial sau cum ai doriți dumneavoastră, din punct de vedere, din toate punctele de vedere. Adică poți să expui părerea blocului pe care tu o promovezi, dar poți să spui și părerea ta personală. Părerea partidului sau părerea dumneavoastră personală, domnule Năgăcevski, vis-a-vis de, revin, mesajul briefingului de presă organizat de domnul Bolea și domnul Reniță, vis-a-vis de acele probleme ce vizează municipalitatea, despre ceea ce ar însemna votarea unanimă, da,
a pachetului, sau nu a pachetului, prevederile legii aprobate planului urbanistic zonal, ce vizează acele privatizări ilegale și unde este fixată, sigur, și formațiunea PSRM, adică în Consiliul Municipal. Da, cu adevărat, în cadrul Consiliului Municipal, fracțiunea Partidului Socialiștilor de semne are consilieri, o majoritate stabilă în cadrul Consiliului Municipal, așa și nu a putut fi creată datorită faptului că pe platforma Consiliului Municipal a fost destul de greu să muncești. Eu observ că lucrurile sunt destul de complicate la nivel de municipiul Chișinău și eu chiar insist și chiar rog nu doar deputații, dar și orice persoană politică de la nivel central se implice în soluționarea respectivelor probleme, mai mult eu chiar sunt de părere că la o anumită etapă, la momentul formării, investirii guvernului, ar fi bine să se implice chiar la nivel de guvern în vederea soluționării problemei cu planul ăsta urbanistic general pentru municipiul Chișinău, fiindcă am eu impresia că Consiliul Municipal Chișinău sau administrația municipiului Chișinău nici nu prea are capacitățile necesare, dar nici voința în cadrul administrației nu se vede în vederea promovării acelui plan urbanistic municipal, și aici intervenția guvernului ar fi chiar benefică, fiindcă privatizările, toate lucrurile respective, chiar la nivel de platformă parlamentară, eu n-aș vedea o problemă să fie creată eventual și o comisie, sau la nivel guvernamental să fie creată o comisie în vederea elucidării motivelor legislative care au dus la aceea că astăzi noi pierdem terenuri, noi pierdem construcții pe teritoriul municipiului Chișinău, ca să înțelegem de ce Consiliul Municipal nu se poate isprevici, de ce direcțiile din cadrul municipiului Chișinău nu au capacitatea de a soluționa problemele respective. Și aici o muncă asiduă comună dintre central și local ar fi extraordinar, fiindcă noi ne coacem în problema respectivă nu de 4 ani de zile, noi ne coacem de vreo 20 de ani de zile. Și eu din ceea ce observ, problema este în primul rând la nivel legislativ. Deci s-au lăsat anumite locuri de interpretare a legislației. Deci aici trebuiește numai decât politicul să intervină ca să găsească acele lăzeci, portițe care le permite persoanelor de rea credință să ducă la aceea că noi pierdem zi de zi proprietăți ale municipiului Chișinău și noi pierdem hectare, zeci de hectare de teren, noi pierdem sute de metri pătrați de construcții, ceea ce este inadmisibil. La noi construcțiile neautorizate sunt ca ciuperșile după ploaie apar. Partidul Socialiștilor de asemenea a luptat mult cu ele, a încercat să o facă, însă nu exista acea voință politică consolidată. Bun, să vorbim și să dăm și nume. Aș vrea în contextul cine interpretează, cine se face vinovat de interpretarea nu tocmai corectă a buchei legii, care duce și la aceste privatizări care acum, ca subiect, sunt ridicate. Deci, ca să înțelegem foarte clar, tot ce se întâmplă în municipiul Chișinău și nu trebuia să se întâmple, sau nu trebuia să se întâmple și se întâmplă, în mod sigur, din punct de vedere juridic, moral, politic, etc., este vinovată administrația publică locală. În mod obligatoriu ei. Pentru că ei sunt cei care spânzură, adică mai bine au și cuțitul și punea în mână. Deci, practic, la etapa actuală, eu sunt de acord cu domnul Fadei și vreau să vă spun că, din punctul meu de vedere, și nu vorbesc ca deputat, vorbesc ca și cetățean, eu am senzația că tot ce se întâmplă, vălătucul ăsta de distrugerea orașului, a depășit cu mult deja Consiliul Municipal, Primăria, etc., etc. Adică administrația publică locală, la etapa actuală, este total impotentă la propriu în fața acestor probleme. Ei nu au soluții, ei nu au nimic. Ei sunt prinși în tot vălătucul ăsta și problema asta e mult, mult, mult mai mare decât ea. Deci este exact valul ăla mare de zăpadă care deja noi suntem în mijloc și ne rotim cu ea. De-aia noi am venit acum cu două proiecte de lege. Eu sunt sigur că mi-a plăcut că am auzit același lucru și de la domnul avocat. Deci vorbim despre o comisie în care să intre și de administrația publică locală, și parlamentar, și din Agenția de Supraveghere Tehnică, să găsim o soluție la toate problemele date. Nu formăm o comisie ca să omorâm ceva, dar formăm o comisie ca să stopăm ceva. Formată din juriști, din oameni cu voință politică. Pentru că altfel noi trebuie să venim în ajutorul. Pentru că ajutând administrația publică locală și acei consilieri de bună credință, noi în primul rând ne ajutăm pe noi ca și cetățeni. Deci sincer vă spun, degeaba mergi la etapa actuală, la reprezentanții primăriei, pentru că vorbești cu nimeni. Vorbești cu nimic. Aveți cuvântul meu de onoare. Deci vorbești cu nimic. El se uită în fața ta, îți spune niște lucruri, ieși de acolo și tu înțelegi că el minte
minte și el altceva nu poate spune decât acele minciuni și nu se rezolvă nimic. Noi avem decizii de judecată, noi avem de dispoziții date de Agenția de Supraveghere Tehnică, prin care ei enumeră pur și simplu niște încălcări grave a firmelor de construcție, înțelegeți? Și îi spun că certificatul de urbanism este ilegal, trebuie stopată autorizația de construire, perimetrul construcției depășește cu 1,5 metri proprietatea privată din domeniul public, ei construiesc, fac ce vrei. Și la același timp primăria nu poate opri sau primăria dă dispoziție de stopare autorizației de construire și la același timp poliția nu se implică, pentru că poliția dă declarații, poliția scrie, spre exemplu, poliția de la Buicani scrie așa: noi nu putem să intervenim în acest caz pentru că primăria nu este în drept să stopeze activitatea de antreprenoriat. Numai în baza unei sentințe de judecat, hotărâri de judecat. Dar ce are, domnule, o stopare autorizației de construire cu activitatea de antreprenoriat? Adică, ia că așa e. Și vă dați seama, noi vorbim despre cetățeni, oameni care în majoritatea cazurilor se ocupă cu altceva decât dreptul și juridica. Și acești oameni se lovesc de toate aceste probleme. Este un dezastru total. Și dacă nu se intervine cu voință politică la nivel național să se stopeze tot, eu cred că este o mare bahanalie. Comunicând la nivel local, citim în știri deja ca urmare a mesajului care a fost adus de colegii dumneavoastră din blocul acum, la legile locale veți merge tot uniți, pas și cu da, ca bloc. Asta a fost făcută declarație atunci când am declarat să formăm bloc politic. Interesul este și pentru telespectator, dar cine se prevede în liste pentru a fi ca candidat și promovat pentru fotoliul de primar? Deci uitați-vă în felul următor. Noi suntem două partide politice. Nu mai pot spune că suntem două partide politice. Noi am trecut prin trei scrutine, avem și deputați în Parlamentul Republicii Moldova. Ne considerăm destul de măricei, cu toate că, mă rog, trei ani de zile în politică nu e atât de mult, nu ne putem compara cu celelalte partide politice care au așa un background interesant de zeci de ani în politică. Dar la etapa actuală, chiar acum, în aceste momente, spre exemplu, la Buicani, colegii mei din organizația locală de la Buicani, acum are loc așa anumitele alegeri interne, în care persoanele care vor să fie primar, viceprimar, consilier municipal, pretori, etc., vin în fața colegilor, citesc așa și colegii toți îl votează. Adică tu trebuie să convingi de colegii tăi că tu ești demn. Sunt diferite filtre, sunt diferite criterii prin care omul demonstrează cum s-a implicat din punct de vedere politic, cum a fost expus politic, care sunt calitățile lui, care sunt studiile lui. Deci noi facem o analiză ca să avem noi o listă în baza căruia noi venim și începem să discutăm cu colegii din celălalt partid care face parte din același bloc. Adică noi vorbim prin niște mecanisme și foarte democratice. Am înțeles și am atras așa articulat linie sub cuvântul filtre. Dar la ce tip de filtre s-a făcut uz în momentul în care au fost propuși la funcție de legislativ și executiv doamna Sandu și domnul Andrei Năstase? Eu v-am mai spus o dată în emisiune. Pentru că ați dat notă anumitor criterii. Da, independență de funcție, de segment, de direcție. Sigur, dacă vorbim despre o persoană care vrea să fie primar, noi vorbim despre niște calități, despre niște caracterizări acele persoane. Da, aia și vă întrebam pe cine tindeți a promova la fotoliu de primar inițial. Nu știu, după cât știu eu de la noi, de la PAS, sunt înscrise trei persoane care cu potențialul de a intra în jocul ăsta pentru funcția de primar. Telespectatorii v-au salutat dacă ați dat și... Eu vă spun sigur că nu sunt și atâta timp eu personal nu sunt, în rest nu vă pot spune nimic. Bine, vă mulțumim frumos, dar venim cu așa această întrebare: care este strategia și formatul de lucru creionat a socialiștilor pentru locale? În primul rând, eu m-am uitat peste legea privind administrația publică locală și legea privind statutul municipiului Chișinău. Începând cu anul 2019 și conform legii privind administrația publică locală, ar urma să fie votați încă 5 primari sectoriali și 5 consilii sectoriale. În legea privind statutul municipiului Chișinău, așa cum a fost propusă ea de către liberali în 2017, dacă nu mă greșesc, nu este prevăzută chestiunea respectivă. De aceea, mie este interesant cum vor aborda problema respectivă Comisia Electorală Centrală, eventual Parlamentul Republicii Moldova. Se va merge pe formula legii privind administrația publică locală, astfel încât să avem și 5 primari sectoriali plus 5 consilieri sectoriali, sau se vor amâna respectivele prevederi pentru următorul scrutin? Pentru mine încă nu este clar. În ceea ce privește pregătirea la nivel local, bine, e practică este. Eu înțeleg Partidul Socialiștilor a trecut în 2015, da, locale, 2018 a trecut prin locale și modalitățile de activitate
responsabilitate vor fi iarăși la organizații teritoriale, primarii, comunicare, politică, prin intermediul televiziunilor, inclusiv cu ajutorul dumneavoastră ne vom promova ziare, dar cel mai important pentru Partidul Socialiștilor permanent a fost comunicarea face-to-face, adică de la ușă la ușă de a comunica cu oamenii, fiindcă asta este cea mai eficientă. Eu am întrebat, domnul Gacescu, din experiența noastră, pentru că aveți și consilieri municipali în cadrul Partidului Socialiștilor, cum privesc colegii care sunt acum în Consiliul Municipal? Anume această lege vorbesc. Adică ei cum sunt? Mai mult pentru a lăsa această nouă lege care din 2019 a intrat în vigoare la 1 martie, după cât știu eu. De la 1 martie, da. Cu 4, încă 5 primari, cu 25 de consilieri locali. Mie îmi pare, din punctul meu de vedere, la etapa actuală, noi avem un primar general cu 51 de consilieri care sunt într-o confruntare totală și un oraș distrus. Și acum eu mă gândesc cu spaimă un pic, dacă să fiu sincer, încă la acest 1,51 plus 1 plus 5 și 51 plus 5 înmulțim la 25. Adică eu mă gândesc cu spaimă un pic la toată mizeria care poate exploda în orașul Chișinău și în câte părți el poate fi pur și simplu rupt și distrus. Mai ales cunoscând și lipsa asta noastră de capacitate politică de a comunica, de a vorbi, de a colucra, de a colabora, adică noi deja suntem faimoși pentru toate lucrurile astea. Și că mă interesează, ce părere au colegii noastre? Bine, dacă îți vorbesc de viziunea mea, eu sunt sigur 100% din punct de vedere al eficienței administrării municipiului Chișinău, este nevoie de păstrat situația actuală, adică formula actuală. Am auzit opinii diferite de la diferiți colegi. Cineva consideră că totuși asta ar aduce mai multă democrație în cadrul administrării municipiului Chișinău. Din punct de vedere politic se abordează lucrurile, dar eu iarăși mă uit că noi, Republica Moldova, totuși trebuie să existe un gen de verticală, mai ales în administrarea treburilor locale, fiindcă în situația în care nu există un gen de verticală și prea tare descentralizăm lucrurile, atunci se pierde controlul și mi-e interesant cum vor comunica primarii sectorial cu primarul municipiului. Ce ordine subordonare vor fi? Mai departe, care va fi relația lor la nivel de guvern, la nivel de parlament, fiindcă este nevoie de o anumită disciplină financiar-fiscală și eu, pentru mine este o problemă chestiunea dată și punerea astăzi în aplicare eu o consider destul de periculoasă pentru administrarea eficientă a municipiului Chișinău. Dacă eu aș fi în locul, ca deputat al Parlamentului Republicii Moldova, eu aș vota pentru amânarea respectivei clauze pentru anul 2023, dar care va fi voința parlamentarilor? Vreau să o văd și eu la momentul adoptării hotărârii Parlamentului, că o să fie atunci adusă și o claritate. Eu tind să vă dau dreptate. Personal, eu bol Vladimir, personal, tind să dau dreptate și mai mult ca atât, eu cred că în acești 4 ani de lucru în Parlament trebuie de elaborat un mecanism foarte și foarte clar care trebuie să fie făcut cunoscut la oameni, da, în ultimii 2 ani de zile, adică toată lumea trebuie să cunoască ce înseamnă a fi primar de botanică, spre exemplu, și ce înseamnă a fi absolut primar general, absolut, care sunt relațiile între ei, dar nu iarăși așteptăm 4 ani de zile și atunci în 2023 luăm și iarăși aruncăm pe oameni într-o voltoare a neînțelegerilor, a neclarităților și noi avem ani de zile în care un primar de botanică găsește limba comună cu primar general și găsesc metode de colaborare. Deci eu spun lucrurile astea pentru că eu sunt locuitor a municipiului și eu sunt extrem și extrem de plictisit, obosit și trist de cum arată orașul ăsta. Și eu înțeleg că nefuncționarea sau funcționalitatea foarte proastă a administrației publice locale are rezultatul care îl avem noi. Lipsă de străzi, lipsă de drumuri, da, etc. În comunicarea dumneavoastră cu cetățenii, cu acei alegători care și-au lăsat votul în dreptul dumneavoastră la legile din 24 februarie, care probabil vă întâlniți la caz, nu vă întreabă de ce se promovează atât de intens pachetul de dezoligarhizare și mai puțin rezolvarea problemelor pe care le-ați promis într-un a rezolva la circumscripție, pentru că legăm discuția iarăși de uzul și responsabilitățile care, sau conexiunile și canale prin care deputatul probabil ar putea influența și aduce un impact. Înțeleg. În circumscripție. Domnul Liviu, una cu alta nu e exclude. Deci, în primul rând, problema care mă lovesc eu, în primul rând, acum, în calitatea mea de deputat, luptând pentru drepturile și pentru drepturile cetățenilor din sectorul Buiocan din 27, la baza asta are cea mai mare problemă a Republicii Moldova. Lipsa cu desăvârșire și totală a statului de drept în Republica Moldova. Nu lipsa legilor, dar lipsa cu desăvârșire a unui stat de drept funcțional.
Noi avem poliție, noi avem procurori, noi avem judecători, noi avem parlament, noi avem guvern, noi avem administrație publică locală și nimic nu funcționează. Noi avem oameni în cabinete plătiți din bani publici și nimic nu funcționează. Deci exemplul care l-am dat eu de la Alba Iulia 24 cu, și 246 cu clădirea și cu deciziile și cu decizia de stopare, etc. Adică noi vorbim despre o lipsă totală a funcționării statului de drept. Pentru că în mod normal, eu am spus-o și în conferința de presă, deci când am ieșit eu și am spus că, spre exemplu, Alba Iulia 23/6, primăria dă în chirie unui antreprenor 18 ani fără licitație, fără licitație, îl clasează drept teren aferent la o clădire de 400 de metri pătrați. El îi dă teren aferent 18.000 de metri pătrați, 18, adică 18 ani, ceva așa. Bun, pentru 9.000 de lei pe an și acolo scrie destinația terenului. Nu mai rău, să-și pun acolo gheret, ceva, cât are loc lucrările de construcție. Știți, îți pui acolo roaba, mai știu ce, betoniera, chestii din asta. Și în același timp, primăria eliberează autorizație de construire și clădirea cu 11 etaje și cu 3 scări prinde sub ea tot acest spațiu luat în chirii pentru 5 ani de zile și noi vorbim despre o dilapidare în mod direct. În interesul statului era ca peste o oră după conferința de presă acolo trebuia să fie CNA-ul. Trebuia să fie CNA-ul, să ridici toate actele alea. N-am auzit. Și nici mâine nu o să auzim. Sute de decizii. Da, sute de decizii, înțelegeți? Adică asta înseamnă lipsa funcționării unui stat de drept. Și atâta timp cât noi nu ne uităm, dar asta este problema. Deci asta este rădăcina, asta este fundamentul problemei de la care începe rezolvarea ei. Și credeți-mă, când vorbim despre atragerea capitalului străin, investițiilor străine, etc., niciodată nu o să fie nimeni aici. Asta vă spun ca antreprenor fost. Niciodată nimeni nu va veni. Oamenii care investesc și fac bani, care muncesc, coleg cinstit absolut. Deci ei sunt interesați, în afara faptului că să câștige alți bani, în păstrarea capitalului inițial. Nimeni niciodată nu o să vii într-o țară în care legile nu funcționează, în care nimeni nu-i garantează nimic absolut. Că el poate fi deposedat, poate fi printr-o sentință de judecată, așa și noi ne-am lămurit până la urmă cu landromatul ăsta. Cine se face vinovat a fi? Cum a fost spălat prin sistemul judiciar al Republicii Moldova acea sumă de 20 de miliarde sau 60 de miliarde sau 80 de miliarde? Înțelegeți? Noi nu cunoaștem detaliile astea. Și cu asemenea retorică și cu asemenea mesaj care îl comunică domnul Bolea în aproape 3 decenii de independență. A fost o perioadă în care ne-am apropiat mai mult de formatul a ceea ce înseamnă stat de drept. Deci parcă ne apropiam. Templul Voronin. Chiar pe vremea lui Voronin, după 2005, când el dezghețase relațiile cu Uniunea Europeană, parcă lucrurile mergeau spre bine. Și uite, în 2013-14 ceva s-a stricat iarăși. În 14 foarte tare. Ceva s-a stricat și lucrurile au început a degrada și într-adevăr au degradat grav de tot. Astăzi situația cu politizarea instituțiilor de drept și sistemul economic al Republicii Moldova depășește orice limite admisibile. Astăzi chiar nu te mai simți liber în Republica Moldova și asupra chestiunii date trebuiește de lucrat insistent. Bine, blocul acum numește toată situația asta oligarhizare. Eu, ca jurist, folosesc să suprapolitizat sistemul. Politicul, el trebuiește să monitorizeze ce se întâmplă în juridic, ca juridicul să nu facă excesă. Însă asta nu presupune că politicul trebuie să dea indicații juridicului sau economicului. Ei trebuiește să monitorizeze ca aceștia să nu cadă în extreme. Asta, spre regret, tot sistemul s-a dus de râpă datorită anumii indicațiilor care vin din cu pentru politic. Suprapolitizarea a dus la distrugerea așa numitului mecanism. Deci noi avem balanța aceasta. Deci noi avem trei putere. Avem legislativă, juridică și avem executivul. Deci practic toți între ei nu trebuie să fie prieteni. Separarea. Înțelegeți? Ei nu trebuie să fie prieteni. Mai mult că ei nu trebuie să fie subordonați unul altul. Să trăiți șeful, să nu trăiți șeful. Absolut. Deci fiecare și are legea lui. Judecătorul are drept civil, Constituție, votat de Parlament. Votează Parlamentul pentru că Parlamentul a delegat 101 deputați, a decis poporul, i-a delegat, i-a pus. Fiecare este reprezentant al poporului. Este puterea supremă în stat. E foarte bine. Avem executivul. Executivul nu face nimic altceva decât execută întocmai deciziile, hotărârile și legile făcute de ăștia. Judecătorii au cod civil, cod penal, Constituția pe masă, Biblia dacă ești credincios și s-a terminat. Înțelegeți? Eu nu văd unde ar trebui să fie interferențele astea neformale și de ce ele ar trebui să fie.
Dar la etapa actuală, noi vedem pur și simplu o subjugare totală la tot ce înseamnă funcționarea unui stat de către un singur partid politic. Și da, eu sunt de acord. Deci vorbim despre o politizare excesivă, la maxim. Și trebuie de schimbat sistemul în sine. Nu trebuie să schimbăm pur și simplu Partidul Democrat cu PAS. Sau PAS-ul cu alt partid. Dar trebuie să schimbăm percepția și funcționarea sistemului în sine. Înțelegeți? Adică când vorbim de o mașină stricată la care nu funcționează motorul, îi schimbăm motorul, nu spălăm roțile. Deci venim și schimbăm motorul. În cazul nostru noi vedem că sistemul ăsta de politizare excesivă, numiri în funcție de criterii politice, s-a ajuns până la Curtea Constituțională. Avem 3 membri de partid numiți în cadrul Curții Constituționale, ceea ce este inadmisibil. Este inadmisibil. Să nu mergem mai departe, foarte simpatic ați numit că într-un sistem funcțional, dacă el nu este, trebuie de schimbat motorul. După acest format sau filozofie v-ați și condus probabil într-o promovare a acelui pachet de legi ce vizează dezoligarhizarea statului, într-o demiterea conducerii instituțiilor aflate sub controlul forțelor oligarhice, dacă nu am pierdut nimic din criterii politice. Din frază, să fie așa. În ce măsură este reală opțiunea ca aceste demiteri să fie făcute pe parcursul propus pe care și-l aveți, în contextul poziției pe care vă dețideți la ziua de astăzi ca bloc și fac și trimitere la o altă poziție a unui coleg de-al dumneavoastră, ca în contextul în care era întrebat cine vine după aceste demiteri din echipa dumneavoastră sau cine aduce expertiză, s-a făcut trimitere la societatea civilă. Nu, deci uitați-vă în felul următor. Eu nu știam că o să-mi puneți întrebarea asta, dar eu am nici pus eu întrebarea asta la să noi. Mă credeți că nici eu. Pentru că discutam despre aceste demiteri, ne pregăteam de conferința de presă în care au ieșit colegii noștri și au vorbit despre așa. Am trecut pe schimbarea motorului în sistemul de a fi funcțional. Exact, da. Nu vorbim despre schimbarea motorului. Și eu am să așa. Deci, care este viziunea noastră? Bun, ieșim împreună cu socialiști, dăm jos, spre exemplu, 1, 2, 3, 4. Dăm șeful SIS-ului pentru că îi dăm votul de neîncredere că a gestionat extrem de prost situația cu profesorii turci. Și ce facem după? Cine face exact, expertiza acestei instituții? După, în principiu meritocratic. Nu vine nimeni de la PAS, nu vine nimeni din societatea civilă, nu vine nimeni. Vorbim iarăși în poziții contradictorii, domnule. Deci eu am pus întrebarea, mie mi s-a răspuns, eu am acceptat-o pentru că este una corectă și eu vă spun, principiu meritocratic. Pentru că dacă noi îl dăm pe unul de la Partidul Democrat jos și îl punem pe unul de la PAS, pentru că e al nostru, dar nu ne interesează meritocrația, dar dacă iarăși merge pe principiu că este al nostru, n-am făcut nimic. Nici nu mă interesează astfel de schimbare. Atunci se rămâne asta. Domnule Bolea, apreciez înalt poziția dumneavoastră și o văd una corect existențială. Da. Dar revin la prima mea intervenție din începutul emisiunii, când am pus în incertitudine cât de consolidat este mesajul echipei dumneavoastră sau a blocului propriu-zis, pentru că acum am și notat în mesaj. Apar iarăși poziții contradictorii. Colegul dumneavoastră, la fel deputat în Parlamentul Republicii Moldova, da, comunică în asociere cu acea expertiză care poate fi adusă instituțiilor care vor fi supuse procesul de curățare, pe exemplu SIS-ului, că va fi făcută această expertiză de societatea civilă. Dumneavoastră? Nu. Nu, nu societatea civilă, dar principiul, meritocrației. Noi vorbim de persoana care va ocupa funcție. Și cu siguranță, dacă el vine din societatea civilă, dar poate fi pur și simplu un ofițer din SIS care este extrem de valoros. Ca și ofițer al SIS-ului. Și vine simpla și la suprafață întrebare, dar noi avem societate civilă care ar putea aduce expertiză unei instituții ca SIS-ul? Eu am o viziune, nu știu dacă o să plac foarte mult societate civilă ce am spus eu, dar deci când vorbim despre o țară în proces de evoluție, așa, când vorbim despre o țară în care noi în 2009... De maturizare în contextul de maturizare. Hai să spunem așa, dar eu totuși îmi place să spun cuvântul evoluție pentru că eu observ elementele de evoluție în societatea noastră. Și eu, mă rog, fac parte componentă acestei societăți și sunt mândru că sunt cetățean acestei țări. Deci, când vorbim despre un proces de evoluție, dar în același timp, noi în 2019 am declarat că suntem un stat eșuat, falit, pentru că un stat capturat cu multe alte probleme, cu tot statul capturat de un singur partid politic. Vorbim despre o involuție a proceselor democratice în Republica Moldova, cu anularea legilor de anul trecut. În acest caz, dacă noi vorbim că societatea și țara este un organism întreg, oare putem să credem că societatea civilă este mai evoluată decât clasa politică? Așa. Eu cred că nu. Eu cred că totul, și eu mai am și o vorbă, politicienii întotdeauna reflectă alegătorii. Înțelegeți? Adică Parlamentul
a fost votat de către cetățeni. Cine sunt în Parlament reflectă voința, dorința, planurile și ideile despre politică, despre viitor a cetățenilor din Republica Moldova. Din acest considerent eu spun că respect decizia lor. Primarul iarăși reflectă voința oamenilor. Ai decis, l-ai votat. Numai în cazul când a fost numit, tras de urechi, pus în funcție, pe asta nu ne interesează. Dar când vorbim despre persoane care sunt elective, au fost alese, nu avem decât să respectăm decizia și voința poporului. Și o îndeplinim. Din acest considerent, eu cred că societatea civilă și reprezentanții societății civile reflectă în tocmai starea de lucruri din Republica Moldova. În contextul în care... Poate vorbesc engleza mai bine decât unii din politică. În contextul în care această discuție ar fi fost purtată în jurul unui probabil pahar de suc, probabil m-aș fi expus și eu subiectiv la acest subiect. În contextul în care suntem la această masă de discuții, tind am articulat poziția arbitrară la aceste subiecte și zic să luăm o pauză de publicitate, după care revenim la discuția noastră din această seară. Publicitate, stimați telespectatori! Doamnelor și domnilor, bună seara! Reveniți după pauza de publicitate și pentru că am desfășurat în maxim subiecte ce țin de formatul de dialog pe un subiect, pe o dimensiune sau alta, continuăm în aceeași ordine de idei și tot la formatul și de discuții, strategii și ceea ce se face pe lângă platformele presei. În Republica Moldova aș vrea să facem și o precizare. Ce s-a discutat, care a fost și scopul vizitei colegilor dumneavoastră socialiști la Moscova, care, dacă nu și greșesc, de fapt ați comunicat în început de emisiune până a pornit noi lucru, că vin astăzi seară. Și fac precizare de ce? Pentru că este știut deja în presă mesajul care este transformat în tot felul, creionându-se ideea că s-a dus la Moscova, s-a deplasat în acest sens, pentru a se aprecia care va fi modalitatea de organizare a coaliției de guvernământ. Bine, ieri, de exemplu, blocul acum s-au întâlnit și cu ambasadorul Federației Rusă și cu Statelor Unite ale Americii și cu Uniunii Europene. Dacă noi din totul vom face conspirații, noi ajungem nicăieri. Partidul Socialiștilor are și cu Edina Rusia și cu Spravedliva Rusia încheiate acorduri de prietenie, de parteneriat. Uite, astăzi Partidul Socialiștilor a obținut 35 de mandate de deputat. Asta este o vizită de... cuplazii, de a face cunoștință. Cineva abordează că, uite, s-o duce acolo să pun bazele, nu știu care. Da, dar mai știți și mesajul de până acum că socialiștii fac jocul Moscovei. Este omul de la sat care deschide televizorul la caz dacă a izbutit să-și fac treburile. Și zice, băi, dar de ce a plecat toată echipa, dar nu a mers în reprezentare? Haideți, altă întrebare am să vă pun, prin confruntare. Arbitrar. Prin confruntare. Bine, e să fie retoric. În 2012, în 2015, în 2018, Guvernul Republicii Moldova integral s-a dus și s-a întâlnit cu Guvernul României și a făcut o ședință comună. Este acesta un lucru grav pentru Republica Moldova sau nu? Asta este întrebarea. Reprezintă asta un pericol pentru Republica Moldova sau nu? Politic pot să speculez dacă încerci a obține anumite dividende speculative. Însă, din punct de vedere al eficienței, să spunem, și redeschiderii relațiilor dintre Republica Moldova, îmbunătățirii relațiilor dintre Republica Moldova și România, îmbunătățirii relațiilor dintre Republica Moldova și cu Federația Rusă, un asemenea gen de deschidere de comunicare, eu consider că este eficient. Noi, să nu uităm că noi trecem printr-o perioadă în care noi am intrat într-un stand-by total cu Federația Rusă și astăzi s-a creat un nou gen de parlament al Republicii Moldova care trebuie încearcă Partidul Socialiștilor să provoace redeschidere relației cu Federația Rusă, deoarece asta este extrem de important pentru noi. La noi expiră prețul ăsta, contractul de livrare a gazelor. La nivel de fracțiune se începe. Ulterior, comunicarea va fi pe platformă parlamentară. Dacă se va accepta, se va trimite un grup oficial din partea Parlamentului. El, eventual, ulterior, la nivel de guvernamental, se vor întâlni reprezentanță pentru a comunica. Noi trebuiește să topim aceste poduri create artificial care au adus situația până la degradare. Noi astăzi avem probleme și la nivel de Uniunea Europeană același lucru. Nu văd nicio problemă dacă blocul acum, în întreaga componență, se duce la
Parlamentul European. Eu consider că asemenea chestiuni, asemenea genuri de abordare a politicii externe, ținând cont de contextul Republicii Moldova, ținând cont de specificul Republicii Moldova, este ok și este absolut necesar pentru ca noi să reintrăm în normalitate. Noi nu suntem o țară bogată, noi nu avem o armată aici extrem de puternică, nu avem o suveranitate super, super perfectă. Noi trebuie să lucrăm asupra crearea acelei suveranități și independența Republicii Moldova, dar aici este nevoie anume de susținerea partenerilor externi. Și din est, și din vest. Noi, fără ei, nu rezistăm nici din punct de vedere economic, nici din punct de vedere politic. În măsura în care asupra Republicii Moldova nu vor conveni inclusiv și partenerii externi, noi vom avea probleme în ceea ce privește modul de dezvoltare al țării. Politicienii din Republica Moldova, cum a spus și colegul domnul Bolea, reprezintă cetățeanul Republicii Moldova. Cetățeanul Republicii Moldova vine, bine, el a obținut independența abia în anii 90. Noi abia începem a simți gustul independenței. Noi încă nu știm a trăi perfect într-un stat independent și în condițiile date noi încă ne învățăm, dar ne învățăm mergând. Și este important ca politicienii să manifeste înțelepciune și să nu ardă podurile pe motive de frustrări istorice sau de altă natură. Noi trebuie să ținem cont de locul aflării Republicii Moldova astăzi. Noi suntem la intersecția marilor puteri, inclusiv și Statele Unite, care de asemenea manifestă interes. Cu trimitere la vizitele care se și fac cu un motiv sau altul, nu le și desfășurăm, dar care sunt garanțiile atunci care sunt aduse partenerilor externi la care ați făcut uz și trimitere, date într-o sprijinirea politicului sau Republicii Moldova în contextul unei lipse de consens între, dacă îi putem numi partidele din Parlamentul Republicii Moldova, parteneri politici. E o formă de parteneriat, desigur că nu probabil cea directă. Noi nu trebuiește să dăm nimănui careva garanții, noi trebuiește să comunicăm și în primul rând, noi trebuiește la nivel național să înțelegem ce este important a fi votat astfel încât să nu deteriorăm relațiile externe, fiindcă noi votăm anumite proiecte de lege în vederea provocării partenerilor externi. Sunt chestiuni care sunt absolut ineficiente. Nu generează calitate pe teritoriul Republicii Moldova, doar inflamează relațiile noastre cu partenerii externi. Bine, eu nu vreau să spun nimic, dar legea aceasta antipropagandă a fost criticată de către Uniunea Europeană. A intervenit un alt partener care a lobat pe lângă Statele Unite, am să-i spun, Statele Unite care au lobat pe lângă Partidul Democrat ca să fie votat această lege antipropagandă din anumite interese geostrategice care au dus la agravarea relației, înrăutățirea relației noastre cu Federația Rusă. Este asta bine pentru Republica Moldova? Eu nu cred că asta este bine pentru Republica Moldova. Nu mă interesează că noi să devenim robul Statelor Unite, a Uniunii Europene sau a Federației Rusă. Pe mine mă interesează că Republica Moldova să-și restabilească, sau mai bine zis, să devină un stat cu adevărat suveran și independent și ca politicienii noștri trebuie să înțeleagă că noi nu trebuiește să, nu știu, numai decât să aderăm la un bloc oarecare pentru a genera calitate. Noi putem în Republica Moldova, ținând cont de locul nostru geografic, să promovăm aici calitate cu ajutorul lor și să ne dezvoltăm aici și să facem o zonă, o oază frumoasă, economică pe teritoriul țării, care ulterior, dacă la noi se îmbunătățește condiția de trai, noi vom decide noi, noi nu trebuie să ne ducem să ne rugăm că e la Uniunea Europeană, că e Uniunea Euroasiatică, primiți-ne. Ei singuri o să vină și o să spună, veniți cu noi. Fiindcă astăzi, în condițiile în care noi nu avem nici stat de drept, nu avem nici economie, nici un conflict înghețat pe ministru, cine ne ia, cine ne primește, cum să ajungem noi în cadrul oricărui bloc? Ei au problemele lor și la est și la vest. Numai de noi le mai trebuiește acolo ca să ne soluționeze problemele noastre. Deci noi nu trebuie să distrugem relațiile cu nimeni. Și chestiunile date nu s-au făcut pentru a calma spiritele la nivel național, dar doar pentru a inflama relațiile noastre cu Federația Rusă. Rămânem pe premisele pro-Moldova? Dar nu e vorba de pro-Moldova. E vorba de politica internă. Deci să fii pro-Moldova nu înseamnă să fii anti-Uniunea Europeană, din punctul meu de vedere. Asta înseamnă să iubești cum și un stat bogat înseamnă un stat puternic, cu oameni fericiți, cu oameni care au unde munci, oameni care nu fug din țară. Noi suntem cel mai sărac stat din Europa, noi suntem cel mai corupt stat din Europa și din această țară în fiecare zi fug oamenii la propriu, nici nu vorbim măcar cu metafore.
Și lucrurile astea toate pot fi oprite numai cu rezultate foarte concrete, resimțite de către cetățeni. Numai resimțite. Republica Moldova este un stat european, populat cu europeni, cu oameni în marea sa majoritate inteligenți, cărturari, școliți. Mă uitam la un raport a Băncii Mondiale și vreau să spun că Republica Moldova este, era așa o linie și dat țările din care emigrează oameni cu un nivel jos intelectual sau o pregătire intelectuală, școliți mai puțin. Vorbim de Ucraina, de România, de unde mai mult muncitori necalificați fug ca în calitate de ziliere, adică așa, este un surplus. Și în Republica Moldova noi suntem hăți sus, foarte sus, adică din Republica Moldova numărul persoanelor cu studii care emigrează permanent pentru a face diferite munci, nu contează unde, că e Occidentul, că e Federația Rusă, este fantastic de mare. Adică noi vorbim despre niște oameni care nu cred în povești, care nu cred în vorbe, dar care vor să simtă. Adică în momentul în care, eu am fost până acum 3 zile, hai să spunem că e o lună de când am trecut, am fost cetățean și eu de fiecare dată, obișnuit, nu eram deputat, eram un politician, dar eu de fiecare dată spuneam așa, când un politician iese, vorbim de executiv, așa, sau parlament, sau cine n-a fi, și vorbește despre începutul și finalul unei reforme, eu ca și cetățean în Republica Moldova, în următoarea secundă trebuie să o resimt. Republica Moldova nu este Federația Rusă, așa se aparte de glob. Nu. Republica Moldova, ca și dimensiuni, metaforic vorbind, este un colhoz mare din Federația Rusă, ca și dimensiuni. Ca și bogății, cred că mai puțin suntem bogați decât un colhoz din Federația Rusă. Suntem cam așa, neam de traistă, coate rupte. Dar, când vorbim despre reformă, și atâta timp cât, la nivel de percepție, rezultatul nu se vede de către cetățean din Republica Moldova, putem să vorbim orice. Orice, nu se va întâmpla nimic. Oamenii o să fugă de Republica Moldova. Apreciez, de fapt, personal, acum aprecierea dumneavoastră de către electorat, de către telespectator, pentru că primim mesaje la anunțul venirii dumneavoastră. Cineva se interesează la, și este, de fapt, legat de mesajul nostru de mai jos. Ce provoacă sau cine ar provoca o probabil coalizare dintre ACUM și PSRM în depășirea acestei zone gri într-o promovare și votarea, implementarea acelor planuri asociate proiectului sau planului proiectelor de lege ce vizează dezoligarhizarea țării? N-am înțeles întrebarea de la început. Pe cine ce? Pe cine ar provoca sau în ce măsură ar provoca o coaliție ACUM PSRM, pentru că asistăm la un ping-pong de invitări-refuzuri vis-a-vis de anumite condiționalități care fie se acceptă, de fapt nu se acceptă. Știți cum, pe formatul sau pe fondul altor condiții. Din scurta mea experiență politică, partidele politice vin cu niște scopuri, cu niște promisiuni electorale făcute în fața electoratului. Și dacă vorbim pe cine ar provoca, cu siguranță vorbim despre cetățenii Republicii Moldova care ne-au votat și care ne-au dat un mandat de încredere. Adică fiecare jucător politic, că vorbim de PSRM, că vorbim de PD, că vorbim de PAS împreună cu DA, noi vorbim despre jucători politici care au niște promisiuni. În spatele acestor partide politici stau oameni vii, sute de mii de oameni care au crezut în program, au crezut în așa. Coalițiile care le fac partidele politici sau nu le fac au un singur scop, îndeplinirea obiectivelor care tu ți le-ai pus în față în campanie. Bine. Înțelegeți? Adică neîndeplinirea lor provoacă un gen de oameni. Îndeplinirea lor prin diferite alte metode, dacă ele sunt lămurite corect și lămurești de ce ai făcut un gen de activitate sau nu ai făcut alt gen de activitate, provoacă o altă parte din alegători. Deci noi vorbim despre relația noastră cu alegătorii. Scopul final este îndeplinirea obiectivelor. Și eu consider și că noi este... avem obiective la zi, exact, în baza cărora și noi avem obiective la zi. Și orice coaliție este oportună atunci când tu îți atingi finalul. Pentru că nimeni, nici om matur, nici om zdravân la cap, cum se vorbește în Moldova, nu faci coaliții de dragul de a face coaliții, nu intri în politică de dragul de a intra în politică și nu vorbești de dragul de a vorbi. Adică, oamenii maturi... Bine, vorbim de coaliție în sensul de a promova pachetul de legi ce vizează dezoligarhizarea. Pe cine provocăm? Da, ce v-am spus? Dar să tindem să și îngustăm pentru a consolida... La etapa actuală, noi avem ce avem. Au fost... așa numitul ping-pong, el poate fi numit ping-pong sau poate fi numit niște acțiuni,
prin care au ieșit Partidul Reprezentat Socialiști, ne-au invitat, pe care am ieșit noi, am refuzat, pe care am ieșit noi, am invitat, pe care au ieșit noi, refuzat, după care am primit de la Partidul Socialiștilor un pachet de legi, am înregistrat noi un pachet de legi, după care am primit un alt pachet de legi. La etapa actuală s-a luat decizia de format o comisie din membrii de la PAS și CUDA, împreună cu socialiști. Urmează să vină socialiști să vadă dacă reiau discuția, dacă nu reiau. Din declarația domnului Bătrâncea s-a văzut altceva, dar mă rog. Acum, la etapa actuală, noi trebuie să studiem și să vedem care sunt punctele de tangență. Deci, la propriu, la noi există așa în Excel o tabel în care sunt toate propunerile făcute de către socialiști. Și sunt propunerile făcute de noi în campania electorală și sunt acolo. Ăsta convine, ăsta ajunge. Deci, vă spun, este extrem de pragmatic tot. Deci noi am făcut niște promisiuni ca să ajungem la scop, în punctul B. Exact ca în povestea aia, când trebuia ăla cu barca să treacă varza, lupul și capra pe celălalt mal. Exact e aceeași poveste în realitate. Și noi avem niște obiective, sunt obiective extrem de interesante și foarte important pentru Republica Moldova. Pentru că, din experiența mea, spre exemplu, unul din punctele noastre de bază este acordul liber schimb și implementarea lui în Republica Moldova la buchia legii. Este foaia de parcurs, ar trebui să fie foaia de parcurs a următorului guvern. Adică nu trebuie să faci mare filozofie. Din punctul meu de vedere, România, ca și stat, care are acum un PIB de aproape 11.000 de euro pe cap de locuitor, 11.000, la noi e 2.000, adică e derizoriu, schimbările majore s-au început atunci când ei au semnat acest acord de liber schimb și au început implementarea lui. Pentru că acord de liber schimb nu înseamnă nu știu ce, el înseamnă pași extrem de concreți, inclusiv și această reformă justiției care Republica Moldova a ieșuat total, dar total. În vara anului trecut, Comisia din partea Uniunii Europene a venit și a asistat finanțarea reformelor în justiție, pentru că au constatat decesul sistemului judiciar. Pentru că noi am schimbat foarte bine gresia, faianța, poate am cumpărat niște vestimentație noi, poate am mai cumpărat nu știu ce din computere, laptopuri și cu asta s-a terminat. Pentru că la noi schimbarea laptopului înseamnă reforma și nu e asta. Asta e abordarea, atitudinea, profesionalismul, cum noi alegem oameni, etc. Din acest considerent, noi considerăm că sunt lucruri care trebuie implementate la buchia legii. Și acordul liber schimb pentru noi este unul dintre ele. Relația cu Uniunea Europeană, 1,9 miliarde a fost exportul. Și mai mult ca atât, eu vreau să fii înțeles telespectatori, implementarea acordului de liber schimb și dezvoltarea relațiilor cu Uniunea Europeană, din punctul meu de vedere, nu contravine deloc dezvoltării relațiilor cu Uniunea Euroasiatică. Deloc. Mai mult ca atât, eu cred că am să mă înscriu în grupul de prietenii cu Federația Rusă. Eu sunt un fan al lui Cehov, al lui Tolstoi, eu sunt un mare amator, plus că mă leagă și ani de viață trăit în Federația Rusă, am făcut școală acolo. Și eu vreau să fac parte din acest grup de prietenie, din simplu motiv că mă interesează dezvoltarea relațiilor cu Federația Rusă și pe acest segment direct economic. Vă mulțumim frumos. Ca urmare a unei din întâlnirile sau ultimii întâlniri care a fost dusă de negocieri, de fapt, dintre blocul Acum și PSRM, nu s-a ajuns la un consens propriu-zis, dar pentru să trec la o altă etapă. Și pe fondul lipsei unor garanții la care se cerea din partea blocului Acum să fie aduse de către PSRM. Dar întrebare de precizare, în ce context PSRM-ul ar da anumite garanții, că în contextul unui consens sau unei majorități, dacă se ajunge, ar garanta subscris votarea acelui pachet de legi propus de către blocul Acum? Eu am explicat prin prisma activității mele de avocat zilnic. Către mine se adresează persoane pe care eu în viață nu le-am cunoscut. Cineva e învinuit de una, cineva de alta, cineva are litigii civile. Știți cum îmi garantez eu mie relația mea? Prin contract de prestări servicii. Unde îmi descriu fiecare pas ca să aibă garanție. Și clientul, că eu nu o să-l duc de nas, ca să am și eu garanție, că clientul nu o să mă ducă de nas. În cazul în care la noi ceva nu merge bine, ne ducem la Comisia de Etică și Disciplină, eventual în instanța de judecată, pentru a ne soluționa problemele. În cazul partidelor, fiindcă problema este, unul este extremă dreaptă, dreapta, altul este stânga. Și problema e cum să-i pui pe dânșul la masă de negocieri și să găsești acea formulă ca ei să aibă încredere unul în altul, fiindcă unul vede așa, altul vede așa. Eu spun că este posibil
posibil de încheiat un acord de colaborare de 500, de 1000 de pagini, cu descrierea pașilor din 3 în 3 luni. În momentul în care apare un litigiu, între părții pot să-și stabilească chiar și o comisie de soluționare, o comisie consultativă, să-i spunem unde să spună, cu uite, un reprezentant a Federației Rusă și a Uniunii Europene se întâlnește și în cazul în care la noi apar litigii, cum să soluționăm noi diferendul dintre noi prin la modul de executare acordului care l-am încheiat, ei să ne spună nouă poziția lor. În situația în care nu se găsește consens sau se observă că cineva este de rea credință în ceea ce privește implementarea acordului de parteneriat, în cazul dat, ce se întâmplă? Se prezintă cetățeanului faptul că una dintre părți este de rea credință și se duce la judecata poporului. Politicienii sunt judecați de către popor. Alte garanții nu pot să existe. Politicienii nu pot să ceară jurăminte cu sânge, cu ce vreți. În politică fiecare are interes. Zubdaiu, da. Interese și scopuri. Problema este că scopul poate să fie comun, dar prin prisma intereselor sau viziunilor diferite se încep anumite probleme cu privire la cum ajungem la scopul respectiv. Iată, aici este chestiunea asigurată prin intermediul acelui acord de parteneriat. Și nu văd nicio problemă să fie invitați, de exemplu, din Germania, unde au fost deja precedentul respectiv, când s-au așezat și au comunicat luni de zile și au făcut acel acord de 1000 de pagini, prin care ei și-au descris fiecare pas în vederea ajungerii la soluția, scopul final. Fiindcă Partidul Socialiștilor spune și noi vrem deoligarhizare, așa cum se numește, nu deoligarhizare, dar depolitizarea sistemului de drept. Și noi vrem îmbunătățirea condițiilor de trai. Și noi vrem ca oamenii să trăiască bine. Și noi vrem suveranitatea Republicii Moldova. Și blocul acum tot aceeași spune. Problema este că unul cere jurăminte, altul nu cere jurăminte și asta este o chestiune care trebuie să fie depășită și ea să depășește așa cum se fac și în alte profesii și nu este nicio problemă. Eu vă spun, încheiind odată un asemenea acord, vreau să văd cine o să-l încalce. Dacă o încalcă, eu sunt convins că atunci o să ia peste ceafă urât de tot acel grup care o să încerce să-l încalce de la electorat. Fiindcă astăzi, de a denunța încălcările respective, cred că fiecare parte are atâtea posibilități. Și eu nu cred că cetățeanul va ierta o asemenea abordare. Că tu ai șansa de a îmbunătăți situația și tu nu apelezi la asemenea șansă datorită faptului că nu știi cum să-ți garantezi acea șansă, asta mi se pare că este, nu știu, copilărește, asta nu este just. Deci problema este să se găsească și eu înțeleg că la ei este doamna Sandu și Andrei Năstas au semnat că nu vor face alianță. Păi nu e alianță, e acord de parteneriat la urma urmei se numește. E altă denumire, e acord de colaborare. În esență el e același lucru, dar cel puțin el se numește parteneriat, din punct de vedere civil, sunt reglementări diferite. Un contract de mariaj politic sau alegeri anticipate? Trebuie să decidă blocul. Să trecem pe subiectivism, pentru că v-ați și expus și anterior cu o valoare subiectivistă la anumite subiecte. Din punctul de vedere, alegerile anticipate nu sunt interesul nimănui, inclusiv nici a cetățeanului, pentru că tabloul post-electoral după scrutinul anticipatelor va fi aproximativ același, cu mici diferențe, cu siguranță. Poate acum să aibă mai puțin. Și mai este sondajul respectiv care tot a reflectat. Da, exact. Poate să aibă PSRB mai mult, poate să aibă democrație, mai mult, poate să aibă democrație, mai puțin și PSRB mai mult. Dar cert este, după mine, că nici unul dintre mari jucători politici nu vor avea așa numitele dorite 51 de mandate, care să-și poată să permită să nu discute cu nimeni. În acest considerent este o cheltuială de bani enormă, de timp, de energie umană, în plus mai avem și alegeri locale care vor fi total bulversate de alegeri anticipate parlamentare. Dacă vor mai fi comasate, va fi un terci total, cum spunea domnul Dodon în vinigret. N-ai să înțelegi nici în cer, nici în pământ ce fel de alegeri sunt astea parlamentare, sunt locale, ce e ăsta primar, e deputat, e consilier local, e cosmonaut, ce cu el. Vă dați seama, și dacă mai lăsăm încă și neschimbată legea cu 5 primari locali și cu 25 de consilieri, păi eu cred că e cazul să mergi să-ți cumperi din Odessa un pistol și să-ți împuște cap. Că în Moldova va fi o debandadă totală, adică Moldova va intra într-un picaj al democrației, al înțelegerii proceselor democratice, într-un hal fără de hal. În acest considerent, eu nu cred că și are o logică. Noi nu dorim și nu promovăm nici de cum ideea acestor alegeri anticipate.
Bine, vorbind despre alegeri anticipate, asta ar însemna că alegerile să fie prin octombrie, da? Păi depinde. Septembrie, octombrie, acea perioadă, da? Cu campanie electorală inclusă, cu ulterioarul termen, o lună, două, crearea guvernului, parlamentului la caz, dar iarăși în lipsa anumitor garanții ulterioare, dar și e final de an, propriu zis. Un an fără parlament, fără guvern, fără acte importante votate, promovate, fără finanțări probabile, fără reforme continuate, etc. Am putea continua acest șir. Într-o depășire acestei crize, având actorii care sunt în actualul parlament, mingea de partea cui este în teren pentru a bloca anticipatele și de a găsi un consens? Și întrebarea este pentru ambii. Deci eu nu cred că e cazul încă de vorbit despre o criză politică. Deci, în primul rând, Parlamentul a fost prima dată chemat pe data 21 martie. Noi vorbim despre o lună. Știți, în sat la mine se spune că repede se nasc numai iepurii. În rest, noi vorbim despre lucruri serioase, oameni serioase, care vor să soluționeze problema altfel decât a fost soluționată până acum. Republica Moldova se află în acest impas politic, în această criză politică, nu de ieri și nu de azi și nu din 21 martie, dar din 91 încoace. Și ca și titlul ăsta de stat capturat, el tot e de acum, numai că înainte îl capturau 3-4 jucători politici, acum un singur jucător politic. Și dacă noi vrem să schimbăm lucrurile în Republica Moldova, trebuie să procedăm altfel, trebuie să facem altfel. Sau cel puțin avem obligația să încercăm să facem altfel, ca să iasă altfel. Adică mai mult gândit, mai mult analizat. În plus, noi avem posibilitatea să gândim, să analizăm până sau pe 9 sau pe 21, din punct de vedere juridic, iunie, nu știu care va fi data finală. Deci eu nu consider că noi ne aflăm într-o criză politică. Ca să nu începem acum ca opăriții să spunem că... Da, lipsa unui parlament funcțional, lipsa unui guvern funcțional pe 24 februarie și în jos, lipsa unui consens nu poate fi asociată unei crize politice. Acest guvern, în general, trebuia să fie un guvern demisionat și ei trebuia să fie toți cu prefixul în față interimat. Lucru care nu s-a întâmplat. Lucru iarăși după mine inadmisibil, pentru că în Republica Moldova, deci toate elementele care le vedem noi acum de față, din punctul meu de vedere și din punct de vedere juridic, vorbește despre funcționarea perfectă a unui stat capturat. Ce înseamnă a fi stat capturat? Când un partid de guvernământ modifică de fiecare dată când are nevoie legea. El nu negociază, el nu discută, el nu discută cu poporul, el nu consultă părerea cetățenilor, el nu discută cu politicienii celelalți, el modifică legea. El numește oameni în funcții pentru a-i controla și a-i coordona cap-coadă. O democrație totalitară. Nu vorbim de cuvântul democrației. Vorbim despre un sistem oligarh. Noi vorbim despre un oligarhat veritabil. Nu că suntem noi primii sau ultima țară în care ne merită în ipostaza asta. Sperăm că ucrainenii o să se elibereze cu alegerile astea și o să înceapă măcar un proces nou. Nu că aș avea niște speranțe sau niște încredere că această persoană simbolizează ceva altceva. Din punctul meu de vedere, acest artist simbolizează schimbarea, modificarea. Observați, în general, în Europa, peste tot vin cu toți alt tip de politicieni care nu au nicio treabă cu politica în sine. Că vorbim de oameni foarte tineri, oameni s-au plictisit. Înțelegeți? S-au plictisit de minciuni, de clasă aceasta politică. Și în Moldova la fel. În campania asta, atâtea înjurături am auzit despre politicieni impliciți despre mine că vreau să o iras, na. Vă spun sincer. Eu cred că este prematur să folosiți trecutul, pentru că în consens nu este așa apreciat. O ultimă întrebare, domnule Gacevski, fiind timpul deja în presiune pentru noi, opțiunea de contract de parteneriat care vine împărtășită de dumneavoastră, pentru socialiști, cât de reală este în comunicarea cu Partidul Democrat? În aceeași formulă, de contract, condiționalități, de volum de pagini, liberul arbitru deja vă decideți. Pentru mine este un gen de coaliție coabitare cu Partidul Democrat este o formulă imposibilă. Nu vorbesc doar de partea formală, că uite, noi avem hotărârea Consiliului, hotărârea Comitetului Executiv, dar și din punct de vedere al percepției politice, fiindcă nu,
Vrepa, Sudar, noi știm, în campania electorală s-a dat în binom, în binom, în binom. Însă cetățeanul Republicii Moldova, care a votat pentru Partidul Socialiștilor, a votat pentru aceea ca Partidul Socialiștilor totuși nu aibă nicio treabă cu Partidul Democrat. Deci cetățeanul care a votat pentru Partidul Socialiștilor, așa ca și cetățeanul care a votat pentru PAS și DA, a votat pentru schimbare. Astăzi, acest gen de schimbare îl poate genera doar Partidul Socialiștilor împreună cu PAS și DA, fiindcă vrem, nu vrem, presupuneri, noi putem spune și despre PAS și DA, să ne aruncăm în anumite supoziții, speculații, nu vreau să mă consum pe speculațiile respective. Însă a fost o opoziție parlamentară, a fost o opoziție extraparlamentară, care dacă astăzi își unesc puterile, îi trimit în knockdown sau opoziție Partidul Democrat. Exprimând voința, de altfel eu împărtășesc ideea că odată ce se formează majoritatea parlamentară, se investește guvernul, eu sunt convins că jumătate din solicitările privind demisiile, ele vor decădea de la sine, fiindcă aceia vor pleca, o altă parte vor spune, băi, oameni buni, eu vreau să lucrez conform prevederilor legii și vor veni și vor explica de ce s-au întâmplat anumite lucruri, fiindcă astăzi mulți vor să lucreze conform prevederilor legii, însă ei sunt forțați de către sistemul politic să execute indicații. Astăzi politicul trebuie să înțeleagă, dând salarii suficiente sistemului judecătoresc și luându-și mâna, eu spun, laba politicului trebuie să fie luată de sistemul judecătoresc, salarii eficiente, suficiente, avem 400 de judecători. Asta o să fie extrem de suficient pentru ca noi să deblocăm problema asta cu juridicul. Nu trebuie reforme, trebuie de luat mâna de pe dânsă. Și ca să despeculăm în continuare și noi, noi vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la noi în emisiunea această seară, unde am avut un plus prilej de a discuta și desfășura subiecții noștri în această seară. Vă urăm la mai mult și la mai mare, toate bune și desigur pe curând. Mulțumim pentru invitație. Stimați telespectatori, vă mulțumim frumos că ați fost alături de noi. Vă urăm o seară frumoasă în continuare. Toate bune pe curând.